S-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu,
Atunci mai marele sinagogii, mânuindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând zicea mulțimii, șase zile sunt în care trebuie să se lucreze, deci veniți în aceste zile și vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Domnul însă i-a răspuns și a zis, fățarnicilor, fiecare dintre voi nu desleagă oare sâmbăta vouă sau a sinul său, de la iesle și nu-l duce ca să-l adapte. Dar aceasta fiica lui Avram, fiind pe care a legat-o satana, iată, de 18 ani nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei. Și zicând el acestea, s-a rușinat toți cei ce erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele cele slăvite, săvârșite de dânsul. În vremea aceea îl urmau pe Iisus mulțime mare și îl încurzeau, și era o femeie care avea curgere de sânge de 12 ani, și multe durase și de la mulți doctori, chinuindu-și toate ale sale, dar ne folosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău, auzind de acele despre Iisus, a venit în mulțime și pe la spate s-a atins de haina lui, căci zicea, te mai voi atinge măcar de haina lui, mă voi vindeca. Și îndată izvorul sângelui i-a încetat, și a simțit un trup că s-a vindecat de boală. Și îndată, cunoscând Iisus în sine, puterea a ieșit din el, întorcându-se către mulțime, a întrebat, cine s-a atins de hainele mele? Și au zis ucenicii lui, vezi mulțimea îmbuzindu-te și zici, cine s-a atins de mine? Și se uitau împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta, iar femeia, fricoșindu-se, și tremurând știind ce i se făcuse, a venit și a căzut înaintea lui și a mărturisit tot adevărul. Iar el a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta în veci. Slavă ție, Doamne, slavă ție!